Un puternic cutremur a avut loc la începutul deceniului al treilea al secolului al XVI-lea. În urma alunecării de teren determinate de acest mare cataclism, Biserica Sfântul Nicolae a Mănăstirii Probota, construită probabil de Ștefan cel Mare, s-a prăbușit. Fiul acestuia, Petru Rareș, continuatorul operei de mare ctitor, a reconstruit biserica pe un loc sigur. Sunt Radu Andrei Tudor și vă prezint noua biserică a Mănăstirii Probota. După principiile arhitecturii moldovenești, Probota înglobează toate acumulările anterioare, începute la Rădăuț și Siret și desăvârșite la neamțul lui Ștefan. Are clasica formă triconcă și toate componentele din punct de vedere al spațiilor interioare, pridvor, pronaos, gropniță, naos și, firește, altar. Are o singură turlă sprijinită pe binecunoscutul sistem moldovenesc de bolți. Prin două lucruri se remarcă însă Probota. Mai întâi ar fi acest pridvor, a cărui imagine duce goticul moldovenesc, cel puțin alături de realizările din aceeași perioadă de dincolo de Carpați. Tot în pridvor, la interior însă, vom vedea și semnale începutului renașterii în bolta cu penetrația acestuia. Și încadramentele ușilor renunță la arcul frânt și revin, conform noului curent renascentist, la arcul rotund în plin cintru. Pictura interioară respectă structura canonică a programului iconografic instaurat în timpul lui Ștefan. A doua caracteristică ce distinge Probota este pictura sa exterioară. Evident că această pictură a făcut ca biserica să fie inclusă alături de celelalte 7 biserici din nordul Moldovei în patrimoniul universal UNESCO. Am văzut într-unul din episoadele anterioare că există păreri documentate despre pictura exterioară a bisericii din Pătrăuți, ce atribuie această capodoperă perioadei lui Ștefan. Acesta rămâne, chiar și așa stând lucrurile, un caz izolat. Curentul pictării la exterior al bisericilor își are începutul în timpul lui Petru Rareș, iar Probota, locul în care este și îngropat, este prima biserică construită și apoi pictată la exterior din porunca domnitorului. După înscrierea în lista patrimoniului mondial în 1993, între 1996 și 2001, Biserica Mănăstirii Probota a intrat într-un amplu proces de restaurare. Programul a fost inițiat de UNESCO și a fost susținut de Japanese World Fund for Heritage și de Guvernul României. Tot atunci a fost reconstruit și acoperișul bisericii după tabloul votiv. Una dintre temele ce se regăsesc pe toate bisericile pictate la exterior din nordul Moldovei este asediul Constantinopolului. Deși în acest caz este vorba de asediul persan din anul 626, mesajul este evident unul anti-otoman. Dincolo de reprezentările conforme canoanelor bisericești, încercarea domnitorului de a menține treaz spiritul de luptă împotriva celui mai agresiv inamic de la acea vreme este evidentă. Întreaga operă ce învelește o biserică ridicată în vremea aceea, atât la interior cât și la exterior, este înscrisă în acel timp. Valoarea artistică a acestor picturi evidențiază importanța instituției bisericești la sfârșitul evului mediu românesc. Probota este poziționată puțin excentric față de celelalte biserici pictate din nordul Moldovei. Este practic singura care nu se află în Bucovina istorică. Poate de aceea este mai puțin cunoscută și nu este inclusă în circuitele turistice. Dar prin expresia gotică desăvârșită, prin apariția unor elemente ale renașterii și prin pictura exterioară timpurie, Probota devine clar o bornă arhitecturii moldovenești.